Colegiul Economic Buzău, școala ambasadora Parlamentului European, i-a provocat pe elevi să gândească idei de afaceri sustenabile în spiritul dezvoltării unor atitudini și comportamente sociale orientate spre o dezvoltare durabilă, spre o tranziție verde. Totul s-a întâmplat în cadrul proiectului Mama, I Want to be Green. Concursul desfășurat cu această ocazie a adunat concurenți și din alte țări. Competiția a avut 3 secțiuni, idei de afaceri sustenabile în limba română, idei de afaceri sustenabile în limba engleză și idei de afaceri sustenabile în limba engleză cu participare indirectă, unde s-au putut înscrie și străinii. În competiție au intrat peste 40 de echipe, iar la fiecare secțiune au fost acordate către 3 premii și mențiuni.